Bună ziua! Hai mai în față! Cine se descurcă așa de bine la emisiuni, la mărunt? Bravo, băieți, felicitări! Lora, cred că și Jorge! Cătălin! Te îmbrățișez cu drag de la distanță! Ce zice, Cătălin? Cum te simți azi? Astăzi e bine, eu mă simt din ce în ce mai bine și abia aștept să mă întorc. Și Gașca e din ce în ce mai bine acasă, pentru că și Eva și David sunt pozitivi. Și Andra are ceva dureri musculare și un pic mai obosită, dar nu ne lăsăm, luptăm cu virusul și scăpăm noi de el. Doamne ajută! Doamne ajută, cât mai repede! Multă energie pozitivă, da, Cătălin, și tine bine. Și întregii familii. Și felicitări, băieți, sunteți foarte buni. Până acum am râs de am murit aici în spatele. Când a început, voi sunteți! Nu, nu, voi. Și tu ești minunat și sunt invidios pe tine dintotdeauna că ești frumos. De-aia n-are Jorge succes în... pe posturile de radio. Acum ai înțeles? Acum ai înțeles? Au dat-o pe față. De aia, Jorge, vorbim după, că sunt invidioși. Nici o problemă. Am pregătit mielul pentru Paște. Pregătit. Dar tu ce faci cu pana aia? Te duci... Am vrut să te gâdil puțin pe tine și acum nu mai știu unde să o pun. Ai vrut să te răzbuni pentru ce urmează să-ți facem, nu? Dole-mi. Ai înțeles tu ceva cu curățenie, dai cu apă, nu-i cu asta? Măi, am mai făcut asta cu apă. Începem cu cântatul. Pentru mine e a doua oară. Cine-i primul? Prima oară a fost așa, cum să-ți explic, când îți iei primul jet în față... Și acum a doua oară o să fie... Stai, că eu sunt la prima experiență la acest gen. Lora! Atunci este super tare, Lora! Am rezolvat, e lejer, e ușor, e ca și când te demachezi seara acasă. Dragă Lora, fii atentă, noi avem aici niște bilețele cu niște piese pe care tu le vei extrage decât unul dintre ele ca să mă exprim academic. Avem acești ochelari care îți vor proteja ochișorii și doar atât. Și te rog frumos, fă extragerea să fie cu noroc ca la BAC. Ia să vedem. Ia să vedem. Ăla chiar a fost noroc. Hai să vedem ce zice aici. Zice, opa, citește tu, te rog. Mirabela Dauer în grădina lui Ion, că nu e așa. Am și eu Ionul meu acasă. Iată-l. Este și aici cu mine, Doamne Dumnezeule. Apoi a fost această idee. Deci, Laura, nu trebuie să te ferești din fața microfonului și trebuie să știi fiecare cuvânt. Dacă nu știi un cuvânt, o să te stropească. Ați auzit o voce care a încercat să spună ceva? Da, dacă nu știu un cuvânt, Lora... Pentru tine și te protejezi. Dar lasă, dragă, mai sus puțin să... cu boltă. Deci, Lora, poți să cânti dacă vrei cu Ionuț. În grădina lui Ionuț, păsăroii toți sunt muți sau ceva. Vezi și tu. În grădina lui Ion, toate păsările tot, toate păsările. Eu aș vrea să te felicit, Lora. Este pentru prima oară când văd pe cineva stropit din față, ești tu de la spate. Nu știu cum. Eu nu înțeleg cum ești tu de la spate. Are capul mic și s-a dus pe partea aia. Vino încoace. Nu, sunt transparentă. Vino încoace aici cu fața la camere să nu Doamne ferește. Avem bolul. Stai să-l găsim, uite aici. Ce deci, hai să râzi și de altcineva. Poftiți ochelarii ușorii. Alți ochelari, alți ochelari. Să alții și piesa. Cu ștergătoare n-aveți? Ochelari cu ștergător? Uite, vezi, de asta în momentele astea e bine să mai bine. Eu n-am probleme. Doamne, ajută. Mario Fresh și Andra, brațe străine.
vedem. Andra, îmi cer scuze. Dacă ratez vreun cuvânt, îmi cer mii de scuze. Te rog să-mi ratez pe tot. Gata, ne pregătim. Stai că acum se pregătesc. Nu, mai frumos când e ud. Te rog, Cătălin, invită pe Andra în fața televizorului pentru... Ia. Doamne. Mă uit doar la tine, doar cu o privire. M-ai prins în jocul tău, fiindcă te joci bine rău. Tu te miști atât de lent, cel mai bun medicament. Fiindcă nu mai e medicament, am zis! Cel nu mă ține să cânt. Am ceva să îți șoptez. Să mă iubești sau să mă opresc. Nu mă ține departe, departe de tine. E atât de ușor să iubrănești în iubire. De aproape, să ai lângă mine. Nu mai văd de făcut. Foarte bine, frate. Bravo, a fost foarte bine. A fost foarte bine. Jorge, scuze, Andra. Jorge, trebuie să fim corecți și să spunem că odată microfonul din exces de zel te-a stropit când tu ai știut totuși cuvântul. S-a observat și acasă treaba asta, da? E un microfon de răzvaș. Lasă că punem VAR să verificăm după aia dacă a fost corect sau nu. Oricum v-ați descurcat minunat. Hai să trecem, Lora, la... Mulțumim mult. Mai ai una, stai că... Ce faceți, domnilor, aici? S-a mai găsit o piesă frumoasă aici, te rog frumos. Hai puțin să se scurcă de pămâne. Dar stați că deja nu mai sunt. Băi, și nu mi-a luat la mine. Andrei? Da. Andrei Ciobanu, pot să-i spun Lorei că ai fost săptămâna trecută la sosurile iuți și la una dintre întrebări la care ai și răspuns. Așa. Uite-te la Lora, uite-te la el. Să știi că a avut de ales de a-mi pleca pe o insulă cu una din trei, cu o vedetă feminină. Era Lora, Antonia și Alina Eremia, ceva de genul ăsta. Da. Și Andrei Ciobanu în fața ta a zis că ar pleca pe o insulă cu tine. Păi dar știe-mă de ce? De ce? Că eu sunt moldovean, că mă supraviețuiesc exact. În orice condiții și mai știu și cu insulele. Exact, și gătește bine. Face carne de nisip, face tot acolo, mă bat și tău? Cu animalele sălbatice, gen. Și genul e acolo? Lapăr. E prietenul tău aici. Și e prietenul meu aici și are încredere. Exact. Ok, exact. Andrei, doar am vrut să se știe exact. Cum stau lucrurile, da? Hai, bun, bravo. Hai să și cântăm, ce cânti aici? Auzi, unde ți-s ochelarii lor? Uite aici ochelarii lor. Hai să mergem să vedem ce piesă ai. Ți-ai învățat la Loredana Groza? La zigzaga sau la ce? La Lele. Lele? Lele, dă biletul încoace. Hai că ai... Mamă, dar ce mi se potrivește piesa asta, Ionuț? Ți-a căzut la bac la fix. La bag, la... Stați așa, fiți atenți acum. Te rog să te concentrezi. Și eu să te concentrezi, Ioane, la text. Vezi că ai și premiul, Lora, să știi dacă... Ce piesă e, Lora? Loredana? Loredana Groza, Lele. Lele, hai. Bun. Doamne, cum se simte. Stai să pregătim Lora, până pregătim versurile. Bine măcar că refrenul e simplu. Trebuie să încerci treaba, știi ce frumos se simte uda. Hai să vedem. Yeah.
Un singur cuvânt. Bravo, uite, am și o rugăminte. Eu te rog eu mult. Știi că noi suntem acolo prieteni pe TikTok. Nu știu dacă suntem, dacă nu suntem, îți dau follow oricum. Așa. Să mă filmezi Dumnezeu și pe mine. Filmează-mi să facă te pună Dumnezeu și pe mine ca să pun și pe TikTok după gat, aia. Gata. Te rog eu. Să piesa bă, da, să dai și rec, te rog eu. Acum sunt ca Fania. Faci-mi o poză cu gata, hai. Facem. Da, hai te rog eu. Dar dai și rec, da? Dau rec, nu. Vrei să fac gluma aia, să mă filmezi pe mine și după aia să arăt da, că da, da, poți să faci și pe aia, da. Hai să vedem ce piesă ai. Ia. Pepe numai iubirea. Bun, 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 bun. Opa! Mamă. Presiune. E presiune pe mine. Hai să vedem. Știu ceva la melodia asta, te rog. Uite ia. Și vezi că oricum la lor am mult lelele, adică nu vreau mult, să zic. Mult, mult lelele. Vezi că avem premiu, Jorge, da, uite. Câștigi da. Aici premiu. Ce premiu? Uite aici, dușul ăsta șmecher. Cu vitamine. Wow. Cu vitamine, oricum. Acum mi-ai spus, mă concentram. Cu cine vorbești aici, Jorge? Hai de capul meu, câtă suferință. Pe lume, puterea de a mai iubi. Mai luam cu tine fericirea, dorința de a mai trăi. Mandele iubirii poate, nicăi fără iubirea ta. Dar amintirile cu cine, nimeni nu me poate lua. Ești iubirii mele, te simt acolo undeva. Nu mai iubesc, ci te simt minte. Gloria mă poate ajuta. Te stați dulci și mincinoase. Mă-ndeamnă eu nu să le. Iar peste mine câștigat excepțional. Fantastic, amândoi. Se vede după cât de uți sunteți. Da. Deci, fii atent, au votat telespectatorii de acasă acum, în momentul ăsta acum. Și a câștigat astăzi proba asta cu microfonul și cu apa. Exact. Lora, știu cele mai multe cuvinte, s-a descurcat mai bine ca tine, Jorge. Da, Lora, dacă ai un, e primul trofeu pe care presupun că e anul ăsta. Dacă ai vreun mesaj de mulțumire, te rog, acum poporul așteaptă. Poporul așteaptă, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine. Acesta este un duș foarte special cu vitamine și chiar aveam nevoie, pentru că eu mi-am făcut analizele și chiar aveam nevoie de vitamine și Dumnezeu îmi doarme. Jorge, da. Dumnezeu mi-am dat ce am eu nevoie. Acest duș... rece. Este rece, rece, cărna. Acest duș rece este un semn divin. Clar. Și eu simt că sunt pe drumul cel bun. Așa, să te aștept. Să ții tot așa, Lora. Mulțumesc, vrei și tu bombonele? Nu, mulțumesc. Nu pot să zic că am și eu acasă, dar e cu culori. Atât dacă tu ai acasă unul care merge, nu? Da. Ai care și face în lume, zi de pace. Soția mea l-a cumpărat și colorat, așa e. Am înțeles. E drăguț, e drăguț. Eu nu aveam și vezi că și luminează asta. E cu... Aoleo, câte figuri! Lasă-mă să se bucure! Lasă-mă să se bucure un pic! Lumina mea e mai șmecheră, mai tare! Al ei ăsta luminează, mă, nu al meu! Al meu luminează, al meu! Da, am înțeles! Hai că ne-am înțeles de n-am mai putut. Important este că o să ai lumină în dușul cu vitamine. Da, mulțumesc foarte mult. Felicitări, Lora, felicitări. Așa, bravo, Lora!
Ionuț, telefonul, Jorge. Ionuț, 500. Tu ai ceva mai devreme? Îmi dai bani. Mai frumos? Da, da, da. Ionuț, tot ai spus ceva mai devreme că îl admiri pe Jorge. Eu sunt convins că acum e un moment în care Jorge îți va arăta de ce iubește o țară întreagă, mai ales partea feminină, pentru că după dușul ăsta rece, când își va ridica tricoul, o să vezi pătrățelele pe care le punea pe Instagram când era în Maldive. Doamne și domnilor, abdomena la Jorge! Da, sunt false. Nu te cred că eu... Nu, ce poți da? Hai să comparăm. Hai că ne ridic și eu. Mai e bine. Vezi că nu, lăsați. E ca la mine, nu? Hai să vedem un pic așa, un pic. Măcar asta. Mulțumim mult de tot, Jorge. Mulțumim, Laura. Sunt senzațional și prestigiu acesta. Nota 10. Atât, gata. S-a dezbrăcat. Ne-ai interetat acum, mai vrem. Nu, m-am rușinat mai mult decât dacă nu că... Băi, nu mai are cum să fie încins. Adevărul e că la 20 de ani altfel îmi dădeam tricoul jos. Și oricum e februarie, încă nu e vară, da, mai lucrăm la ele. Facem asta la plajă, nu în platou. În spate aici. Platou emisiunii. Am vrut să mulțumesc mult, Cătălin, pentru această propunere, dar... Poate altă dată. Mulțumesc. Poate altă dată. Asta era pentru video, că m-ai filmat și îmi ceri... Plata. Te-am filmat și ți-am pus efecte din alea cu... Dar mergeți voi în spate și uite-te la pătrățele. Hai că te... Perfect.